În urma ședinței Consiliului Politic Județean, astăzi Octavian Gurlui și-a lansat candidatura pentru funcția de primar al comunei Belciugatele. În acest moment, edilul comunei este nimeni altul decât fratele candidatului social-democrat, Mihai Gurlui. Astăzi avem mai multe de comunicat. Unul din primele lucruri pe care vreau să le comunicăm atenției publice este înscrierea pentru candidatura din comuna Belciugatele a domnului Gurlui Ovidiu. În acest moment, Octavian Gurlui ocupă funcția de secretar general al orașului Fundulea. Astăzi deține funcția de secretar al orașului Fundulea, urmând ca înainte cu o lună de zile să se suspende din funcția de secretar și să se scrie în partid și să candideze pentru funcția de primar. În cei peste 20 de ani de activitate în administrație, candidatul social-democrat a ocupat funcții importante în cadrul instituțiilor publice din județul Călăraș. Sunt secretarul general al orașului Fundulea de peste 20 de ani. Înainte de a fi secretar la Fundulea, am activat și la prefectura județului Călăraș câțiva ani, apoi am fost transferat la Fundulea. Printre obiectivele propuse de Octavian Gurlui se află finalizarea proiectelor începute de fratele Mihai Gurlui, după ce acesta și-a anunțat ieșirea din administrația județului Călăraș. Iar ceea ce vreau să fac, în primul rând, în asta constă să duc la bun sfârșit toate proiectele începute. Tot în cadrul conferinței de presă de la sediul Partidului Social-Democrat, liberalul Mihai Gurlui a declarat că îl va susține pe fratele său, Octavian Gurlui, în cursa pentru primăria comunei Belciugatele. Este evident că eu îl susțin pe fratele meu. Conform actualului primar, motivele privind decizia renunțării la administrație țin de viața personală. Totuși, Mihai Gurlui va activa în continuare în domeniul avocaturii, acesta fiind licențiat în drept. O fac din motive personale, nu din motive de apartenență politică sau altceva, da, strict personale, din motive strict personale, nu vreau să le dezvolt pentru că nu vreau să mă lamentez în fața nimănui.